De 2 ani de la reorganizarea Ligii Asociațiilor de Proprietari Mureș, organizația a făcut numeroase propuneri pentru modificarea cadrului legal care reglementează înființarea și funcționarea asociațiilor. Printre acestea se află și o propunere care ar rezolva una dintre problemele majore cu care se confruntă asociațiile mureșene. Cu adresa 04 din 20.02.2013, adresată Parlamentului României, Camerei Deputaților și Asociației Municipiilor din România, am făcut mai multe propuneri pentru completarea și îmbunătățirea cadrului legislativ, cum ar fi posibilitatea folosirii convențiilor civile în stabilirea raporturilor de muncă cu personalul angajat de către asociațiile de proprietari. Propunerea a fost adoptată în Senat, dar momentan stă pe masa Camerei Deputaților. Dacă personalul angajat de asociație ar lucra pe baza convențiilor civile de prestări servicii, acestea ar economisi bani și ar scădea birocrația. Președintele Ligii crede că asociațiile ar trebui cu timpul să devină mai eficiente și să fie într-adevăr utile, rezolvând problemele existente la condomiile pe care le administrează. Activitatea care se face acum curent, factura împărțit, știți tot ce se face, asta este o muncă de rutină pentru care, de exemplu, eu pe scară aș putea să o fac fără să am nevoie de asociații de proprietari. Și toți dintre dumneavoastră, da? Și atunci, dacă vrem să supraviețuim, dacă vrem să arătăm că suntem utili, că suntem necesari. De aceea, Rus Dumitru crede că existența unor asociații nu-și are rostul, aducând numai cheltuieli în plus locatarilor. Prin comasarea acestora în asociații mai mari, care să fie conduse de comitete executive și un administrator priceput, s-ar ajunge la eficientizarea muncii.